for the name of the Lord of the Rings, pe bune. Cât de lung a fost ianuarie. Deci mie s-a părut o lună absolut înfiorător de lungă, dar la capitolul lecturi am stat minunat, cel puțin în prima parte, că după aia mă luase așa un pic o țâră de depresie și am avut alte probleme, alte priorități, dar cât am citit a fost minunat. Și am avut numai lecturi, cel puțin în prima fază, în primele luni, am avut așa, lectură bună după lectură bună după lectură bună după lectură bună și eram într-o efervescență, așa zic, wow, am descoperit două autoare, una m-a cucerit complet, a doua rămâne de văzut, dar am descoperit niște cărți absolut fabuloase și dacă observați, lipsește ceva de acolo, e un gol, este o pauză acolo și asta pentru că prima carte cu care mi-am început anul și la care voiam să ajung și pe care o aveam pe TBR-ul meu de anul trecut este Cântul lui Ahile și am ajuns la cartea asta, finally, am ajuns și eu și bineînțeles că mi-a plăcut, nu-și mai încap pe îndoială că mi-a plăcut. Foarte tare mi-a plăcut lumea, mi s-a părut foarte realist descrisă lumea asta, nu știu dacă la Ariadna, de exemplu, mi se părea că parcă există tenta aia de magie, de fantastic, de parcă nu s-ar fi putut întâmpla. Ei, efectiv, poveștile de aici din Cântul lui Ahile, am senzația că pot să existe, ar fi putut să existe, ar fi putut să se întâmple. Dacă nu știți despre ce este vorba, îl avem pe Ahile, care este un prinț și care se îndrăgostește de Patrocle. Patrocle care ajunge, este de fapt prizonier la curtea regelui, la curtea tatălui lui Ahile și ei așa ajung să se cunoască și dezvoltă o relație foarte frumoasă în timp de prietenie, după care ajung să devină iubiți și ajung să aibă genul ăla de iubire pe care cred că și-l dorește toată lumea, genul ăla de iubire ideală, când unul se sacrifică pentru celălalt și când celălalt îl iubește la fel de mult, chiar dacă poate nu se sacrifică și așa mai departe. Și mi s-a părut fabuloasă cartea, mi s-a părut absolut minunată. Evident că m-a făcut să plâng la final, pentru că finalul este tragic, ca în orice tragedie greacă, pentru că nu există poveste care să aibă un final fericit la greci, că de aia se numește tragedie. Asta o spun tot timpul pentru cei care se supără pe finalurile din cărțile de genul ăsta, se supără pe finalurile triste. Asta este, adică grecii, francezii la fel au preluat treaba asta, ei nu cred în finaluri fericite, dar mie mi-a plăcut mult de tot și m-am bucurat teribil că am început anul cu o carte așa frumoasă. Este o carte adică plină de, nu știu, sensibilitate, i-aș zice, care efectiv te face să crezi cumva iarăși în iubire, nu știu, cel puțin mie așa mi s-a părut. Apoi, o autoare suedeză pe care am descoperit-o și este una din autoarele pe care nu știu, dar o să rămân cu ochii pe ea, pentru că mi-a plăcut atât de tare cartea asta. Am ascultat-o în variantă audio pe Voxa, că altfel nu știu dacă mi-ar mai fi plăcut, pentru că am înțeles că e și groasă cartea și este un roman nordic. Dar mi-a plăcut teribil de mult. Deci mi-a plăcut la nebunie și de-aia o să stau așa cu ochii pe autoarea asta. S-ar putea să mai caut ceva cărți de la ea. Am înțeles că vouă vă place și a fost cartea lunii ianuarie la Book Club-ul meu, cel de pe Facebook. Și mi-a plăcut la nebunie cartea. Este un thriller absolut fabulos. Așa cum trebuie să fie un thriller. Este vorba de Cutia. Îi avem ca protagoniști pe Mina și pe Vincent. Mina este detectiv de poliție și Vincent este un magician care se dedă cu spectacole de magie și așa mai departe. Și într-o anchetă pare se că Mina are nevoie de expertiza unui magician, pentru că se întâmplă ceva. Tot apar cadavre în cutii din astea folosite în trucuri magice. Și atunci se duce și îl caută pe Vincent printr-o întâmplare, zice ea,
ajunge să la Vincent, care este un magician renumit, și încearcă să deslușească misterul acestor crime, de ce criminalul este obsedat de cutii, că folosește cu pregădere niște cutii și discută despre tot felul de trucuri magice în care sunt folosite cutii, știți, trucurile alea magice cu săbiile. Chiar cartea se deschide din perspectiva uneia din victime, care este băgată în cutia aia cu săbii, știți, și este străpunsă de săbii. Și mi-a plăcut foarte tare că a deschis așa, deși pare macabru, mie mi-a plăcut foarte tare că s-a deschis așa cartea, pentru că este un impact foarte puternic pe care îl creează asupra ta cartea, fiind în pielea victimei, care evident moare, dar fiind în pielea ei, cumva parcă simți și mai puternic atmosfera și durerea și toată angoasa detectivilor și așa mai departe, pentru că au mari probleme. Ei, la un moment dat în carte se ajunge la concluzia că crimele astea nu sunt atât de străine de Vincent și cumva au o legătură cu el. Care e legătura? Nu o să vă zic, evident, și o să vă las pe voi să descoperiți, dar toată ideea asta că el a ajuns din întâmplare să fie, să lucreze cu Mina, e doar o iluzie, că de fapt nu e o întâmplare, s-au întâmplat niște jocuri de culise acolo care au dus la chestia asta, la a-l face pe Vincent să ajungă ajutorul Minei. Și pe lângă asta avem și perspectiva vieții de familie a lui Vincent. Vincent, care, by the way, este autist și care nu prea poate citi sentimentele umane și nu prea poate, nu-și dă seama când oamenii glumesc și are mari probleme. El de asta cumva s-a făcut și iluzionist, pentru că este foarte, foarte greu să citească sentimentele sau reacțiile sau expresiile umane. Și da, nu știu ce să vă zic, ca să nu vă mai dau spoilere, dar în orice caz o carte foarte frumoasă, care te ține așa în suspans, care tot timpul îți dă impresia că da, ceva se întâmplă, ceva nu e... nu e la locul lui, adică parcă mai aștept să se mai întâmple ceva și se mai întâmplă și iar aștept ca ceva să nu fie cum pare și e foarte interesantă cartea și mi-a plăcut foarte mult, evident și eu asta i-am dat 5 stele și cred că este o serie, pentru că pe Goodreads îmi apare ca fiind serie, Mina și Vincent volumul 1. Da, acum uitându-mă pe Goodreads, văd că sunt 3 cărți în seria asta și nu știu dacă volumul 2 Cult este tradus și la noi, dar o să-l caut, în orice caz îl voi căuta și dacă este tradus, pentru că iarăși avem o problemă, apropo de spoilere, o să vă dau un mic spoiler aici, Vincent se cam lipește de Mina, adică o cam place, doar că și acasă are niște încurcături și se întâmplă niște lucruri. Și sunt foarte curioasă și de povestea aia. Știți, asta e o poveste paralelă. Cine a citit cartea știe la ce mă refer. Dar mi-a plăcut la nebunie cartea asta. Cu siguranță vreau să văd volumul 2 și să îl caut. Dar dacă vreți să o ascultați, o găsiți pe Voxa. Foarte bună carte. Apoi a început nebunia unei autoare căreia i-am citit, sau mă rog, i-am ascultat, hai să nu exagerez, i-am ascultat 2 cărți în 3 zile, le ascultam într-o zi dacă puteam, dar am mai avut și alte lucruri de făcut și m-a lăsat, oricum m-a lăsat epuizată și atât, așa, și este descoperirea lunii, cred că a anului, autoarea asta și îmi place de mor. Ambele cărți mi-au plăcut la nebunie. Am cumpărat 2 din cărțile ei care mai sunt, pe care nu le-am găsit pe Voxa și vreau să le am pe toate în bibliotecă, pentru că nu. Cum scrie femeia asta și cum face thriller femeia asta este ceva divin. Așa. Și avem și este vorba despre Lisa Jewell, desigur. Prima carte care... Ce faci, Mrs.? O vedeți? Și-a luat locul. Și-a reluat tronul. Așa. Prima carte pe care am ascultat-o se numește Secrete Întunecate. La noi, în engleză are alt titlu, cred că ceva cu The Family Upstairs sau ceva de genul ăsta.
Și este foarte interesant, este despre o tipă care moștenește o casă. Random. Fata fusese adoptată când era mică și nu-și cunoștea familia originală. Și nu știa cine sunt părinții, nu știa de unde provine, nu avea nicio informație, doar că în momentul în care a împlinit 25 de ani, a ajuns în posesia acestei moșteniri, o casă imensă. Și ajunge să afle istoria acestei case și ce legătură are casa cu ea și de unde și până unde casa este, ea este moștenitoarea casei și așa mai departe. Și care-i treaba cu familia? Și apar niște încurcături pentru că în casa aia fusese un cult la un moment dat. Cult care a degenerat și de acolo s-au întâmplat niște lucruri foarte dubioase. E foarte interesantă, te ține cu sufletul la gură pentru că în principal sunt implicați copii. Și se întâmplă niște lucruri acolo destul de macabre, se întâmplă niște lucruri care îți fac pielea de găină și niște răsturnări din astea de situație, pentru că inițial se credea că ea este copilul cuiva, după aceea se demonstrează că nu, este copilul altcuiva și în momentul în care ea ajunge în posesia moștenirii, apar și alți membri ai familiei și o să vedeți de ce acei membri ai familiei nu revendică efectiv casa, pentru că ea fusese declarată singura moștenitoare. Da, foarte interesantă cartea, mi-a plăcut la nebunie și felul în care a fost scrisă și v-am zis, o ține așa într-un suspans și într-o tensiune și ți-e milă de copilașii aia că se întâmplă niște lucruri urâte pe acolo. Așa, foarte mult mi-a plăcut cartea, foarte, 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 foarte tare. Următoarea carte, tot de Lisa Ju, de cartea asta am auzit la Ildico și cred că așa m-am apucat să le ascult pe Voxa, doar pentru că auzisem de Lisa Ju la Ildico și zic hai să văd care-i treaba cu ea, dar am început cu cealaltă, nu cu asta. Cartea este O viață regăsită și aici o avem pe protagonista noastră, care este undeva la 50 de ani, 40 și ceva spre 50 de ani, cam așa. Și ea inițial a avut 3 copii, doar că una din fetele ei, care era și preferata ei, a dispărut la un moment dat, subit și fără urmă. Și nimeni nu știa cum și de ce a dispărut. Au căutat-o, bineînțeles, au încercat să o găsească și după vreo, nu știu, mulți ani, îi găsesc într-un final oasele, adică e clar că murise, dar rămâne întrebarea ce s-a întâmplat cu ea. Pe lângă asta, în același timp cât apare povestea cu oasele și nu știu, și toată tărășenia asta, ea se împrietenește cu un tip a cărui fetiță seamănă incredibil de bine cu fata ei. Doar că fata ei ar fi trebuit să aibă 19-20 de ani acum, pe când fetița are 8-9 ani, ceva în genul ăsta. Și evident o șochează, o marchează și în același timp o intrigă de ce copilul ăla seamănă atât de tare cu copilul ei. Ba mai mult, are până și aceeași cicatrice ca fata ei. Și toată lumea din familia ei care ajunge să o cunoască pe fetiță spune, băi, dar seamănă mult prea mult copilul tău, adică e ceva suspect. Și începe să pună lucrurile cap la cap și ajunge la niște dezvoltăminte foarte interesante. La fel, tot așa un roman care te ține cu sufletul la gură, care te pune așa pe gânduri și ce mi-a plăcut este că a abordat puțin și subiectul ăsta al copilului preferat. O chestie de care, în general, părinții se feresc pentru că și că nu-i moral sau etic sau nu-i ok să faci treaba asta și probabil da, nu-i ok să faci diferență între copii, dar sunt părinți care inevitabil au un copil preferat din mai mulți, dacă au mai mulți, inevitabil și eu am văzut treaba asta și deși mulți nu recunosc, se vede clar din comportament și din tot și pentru ea durerea a fost cu atât mai mare cu cât fetița care i-a dispărut era copilul ei preferat și era centrul universului ei, adică își pune și ea la un moment dat problema că dacă ar fi dispărut oricare din ceilalți doi copii, parcă nu, n-ar fi durut-o atât de tare.
cum a durut-o. Și e interesantă perspectiva asta, știți? Adică îmi place că s-a dus și în direcția asta și a explorat zona asta. Dar da, mi-a plăcut la nebunie și cartea asta și v-am zis, în 3 zile ambele cărți le-am devorat, am stat lângă telefon, așa stăteam, hai, ce se mai întâmplă, ce se mai întâmplă, ce se mai întâmplă, v-am zis, dacă n-aveam și alte lucruri de făcut, probabil le terminam într-o zi pe ambele, dar având în vedere că mai sunt și alte lucruri în viața asta de făcut, nu. Apoi, o carte pe care voiam să o citesc și eu de mult timp este o autobiografie care a făcut un pic de senzație la finalul anului trecut când s-a lansat și este vorba despre Femeia din mine de Britney, de care bănuiesc că toți ați auzit. Toată lumea știe cine-i Britney, nu cred că există un om pe lumea asta care să nu știe cine-i Britney, chiar dacă îi place sau nu. Așa, ca paranteză, mi se pare absolut incredibil cum a izbucnit mini scandalul ăsta cu Justin Timberlake care a lansat melodia aia, care melodie este tot așa cu trimitere și melodia aia face trimitere la dezvăluirile lui Britney despre avortul pe care a obligat-o să-l facă. Eu cred că acolo face referire și fanii lui Britney s-au activat. Acum povestesc pentru cine nu știe despre ce e vorba. Fanii lui Britney s-au activat și au adus în trending, în top 1, pe locul întâi au pus în topuri melodia cu același titlu pe care o lansase Britney acum vreo 13 ani, și anume Selfish, care nu era single, nu era un hit, nu fusese un hit, nu avea videoclip, nu s-a întâmplat nimic, dar sau fanii lui Britney s-au enervat atât de tare încât au dus Selfish al lui Britney, au dus-o în top 1 ca să fie pe locul întâi, ca să nu poată ajunge cea lui Justin Timberlake, care se numește tot Selfish și care, v-am zis, are trimitere către cartea lui Britney. Că nu se învață minte deloc. Și da, apropo de asta, iarăși vedem o femeie rănită. Eu așa am văzut-o tot timpul pe Britney. Eu n-am văzut-o ca pe o excentrică nebună. Eu tot timpul am văzut-o ca pe o femeie rănită care are niște reacții din astea dubioase, tocmai ca frondă, ca ăsta a fost mijlocul ei de frondă față de situația ei. Nouă ne este foarte ușor să ne gândim la celebrități cum le vedem noi în ziua de astăzi, cum sunt Kim Kardashian și toate vedetuțele astea de reality show. Dar la începutul anilor 2000 nu era așa. Lumea încă venea după o perioadă foarte conservatoare. Noi avem impresia că anii 90 au fost foarte rebeli. Nu au fost. Anii 90, din contră, au fost ultima decadă în care societatea s-a bătut foarte tare cu tot ce însemna excentricitate, cu Michael Jackson, cu Madonna, cu Britney, cu Christina Aguilera, cu Pink, cu ei au fost efectiv oamenii care s-au bătut cu toată societatea anilor 90 și cu toate normele și dogmele și așa mai departe din anii 90. Și oamenii ăștia au avut foarte mult de suferit. Adică nu exista conceptul de viață privată pentru ei. Nu exista conceptul de a face ceva fără să fie fotografiat sau marcat sau cineva să știe. Și în cazul lui Britney, că ea, fiind o puștoaică tânără, frumoasă, diferită de ce era propulsat la vremea respectivă, că era diferită și de Jennifer Lopez, era diferită și de Christina Aguilera, care era de aceeași vârstă cu ea și care era mult mai agresivă. Christina Aguilera era foarte agresivă și foarte cumva trashy, pe când Madonna iarăși era foarte trashy. Britney încerca să aibă cumva zona aia de sweet spot-ul ăla de fetiță cu minte, dar care are un pic de sexiness în ea, știți? Și exploatarea asta mi s-a părut incredibil, știți, că iarăși ajungem în punctul în care vorbim de o femeie care a avut de suferit din cauza societății patriarhale și a bărbaților care au vrut doar să o exploateze, fie că vorbim despre oamenii care au câștigat bani de pe urma ei din industrie, fie că vorbim de familia ei care știm cât de mult au profitat. Adică imaginea aia de copil egoist, mie nu mi se pare că se pupă pe ce încearcă cei din jurul lui Britney să vândă, și anume că este un copil egoist și rău și răsfățat. Gândiți-vă că primul lucru pe care l-a făcut, și asta știu dinaintea cărții,
când a început să câștige foarte bine, a fost să-i cumpere maică-sii o casă. Ori un copil egoist, care nu are treabă cu ce se întâmplă în jurul ei, nu face asta. Deci trebuie să ne gândim. Și iarăși, ideea asta de a controla, de a o controla ce greutate are, cu cine iese, cu cine vorbește, dacă poate sau nu să rămână însărcinată. Chestiile astea, evident că la un moment dat îți dau peste cap psihicul și îmi zicea cineva că nu, că ea era bolnavă și că taică-sul de aia a intrat în față și a preluat tutela ei și nu știu ce să se și de aia a vrut să se ocupe de ea pentru că ea era bolnavă psihic și că, da, de ce au mai împins-o să fie artistă, să ducă să facă bani dacă era bolnavă psihic, nu? Adică le-a convenit cât timp au câștigat de pe urma ei, dar momentul în care a început să pună piciorul în prag și să facă lucrurile așa cum dorea ea. Știți, e eterna problemă cu femeile când în momentul în care pui piciorul în prag și spui nu, eu vreau ca lucrurile să fie făcute așa, ești declarată ori nebună, ori isterică, ori că ai alte probleme și așa mai departe. Adică tot timpul ți se pune o etichetă din asta. Și așa e și în cazul ei. Da, sunt convinsă că toate lucrurile astea care i s-au întâmplat, cum zice și ea, evident că avortul ăla pe care l-a avut, și pe care a trebuit să-l țină ascuns și care a fost făcut în niște condiții absolut odioase, aia se numește tortură din punctul meu de vedere și niște oameni ar trebui să facă închisoare pentru treaba aia, normal că aia te marchează și îți lasă o gaură în psihicul tău și mai ales că la o săptămână după povestea asta tu nici măcar încă nu te-ai recuperat cum trebuie și te duci și să cânți, că te obligă compania de discurs să cânți. Evident că toate lucrurile astea și mai ales multe lucruri de genul ăsta, multe lovituri din astea, își pun amprenta asupra psihicului. E clar că ea a suferit și are niște deviații de comportament acum, dar hai să ne uităm și de unde vin. Și să ne uităm cine a contribuit la toată povestea asta. Mi-aduc aminte că Thalia zicea la un moment dat când a fost faza cu Umbrella, pe care de altfel toată lumea o știe, când a fost faza aia cu Umbrella, știu că Thalia la vreo 2 ani zicea treaba asta despre ea, zice, păi da, e normal că faci așa, pentru că la un moment dat s-a vrut să fie aia excentrică, să fie aia care rupe barierele, care încalcă normele și așa mai departe. Și când chiar a făcut chestia asta, dar cu oamenii din jurul ei, atunci n-a mai fost bună. Și e foarte interesant de studiat, că de asta am vrut mai mult cartea, cum e folosit genul ăsta de personaj, este folosit spre beneficiu altora, spre beneficiul lor de a-și se îmbogăți. Lăcomia asta după bani este înfiorătoare unde poate duce. Așa. Ce am mai remarcat legat de carte este că mi se pare că e truncheată, așa, e tăiată, pare cumva neterminată. Se vede că, nu știu, oricine a editat la ea nu și-a făcut treaba foarte bine, ori sunt momente în care nu știu cine sau cum s-a ocupat de cartea asta. V-am zis că am auzit o poveste cum că s-au tras foarte multe sfori, că cartea ar fi trebuit să aibă cu cel puțin 100 de pagini mai mult și s-au tras foarte multe sfori la editură să se scoată multe din poveștile pe care le spunea Britney și că chiar și cu cartea asta s-a luptat foarte mult ca să iasă cum a vrut ea și nici asta nu i-a ieșit pe deplin. Și se simte. Dacă ești atent, la un moment dat se simte că sunt fraze care par așa neterminate, sunt povești care rămân în aer, după aia se întoarce după un timp și... Adică, nici... Cred că ea a avut cumva un... Că știți că ei apelează în general la ghostwriter, nu se apucă Britney să scrie ea cu mânuța ei. Așa, apelează la un ghostwriter cu care vorbește și ăla scrie ce are chef. În fine, dar cred că Britney a povestit mult din lucrurile astea și și-a pus amprenta asupra cărții astea pentru că la un moment dat povestește din perioada ei de 3-5 ani, după aia trece la perioada ei de 16 ani, după care iar se întoarce la 5 ani, după care, știți, sunt niște momente din astea în care... Parcă te duce de colo-colo. După aia începe și îți vorbește de perioada în care și-a lansat primul disc, după aia vorbește de perioada în care era deja pe finalul relației cu Justin Timberlake, după aia iar se întoarce la perioada ei de debut și tot așa. Adică dacă nu ești atent, te zăpăcește foarte tare, pentru că nu e, de-aia zic, nu e editatul, nu e făcut foarte serios. Adică nu... Și se simte la un moment dat că s-a tăiat din ea. Unele capitole se termină deși n-ar trebui, adică au fost
capitole care s-au terminat la jumătatea poveștii și reia povestea din capitolul următor. Păi de ce îmi faci capitol acolo? Adică termină povestea, pune-o într-un capitol sau fă cumva. Nu are o structură bine definită din perspectiva mea. Da, i-am dat 4 stele. Nu știu, acum chiar întrebare. Are sens să dau ratinguri din astea la cărțile astea biografice sau nu? Că câteodată mă gândesc și eu ca alți booktuberi, că i-am mai auzit pe unii spunând că băi, nu pot să dau un rating la cărțile astea de biografie, autobiografie, că practic e viața omului și o povestește el așa cum vrea el. Dar nu știu, până acum dădeam, dar cu cartea asta chiar mi-am pus problema, zic, mă, să-i dau, să nu-i dau, adică i-aș fi dat 5, că n-avem niciun stres, dar chestia asta cu editatul m-a dat pe cap. A mai fost o frază care mi-a rămas în cap și mi s-a părut, dar poate să fie și de la traducere, că primul meu recital l-am dat la 3 ani, la grădinița pe care mama a deschis-o când aveam 5 ani. Ha? Știți, încep și îmi cântau greierii, adică poate să fie, again, și de la traducere, că am văzut că sunt niște probleme de traducere, deci n-a fost neapărat cea mai grozavă traducere, tocmai pentru că s-au grăbit foarte tare să scoată cartea asta imediat cum a apărut în America, pentru că era clar că o să fie o senzație, dar în orice caz, e o poveste foarte tristă și Britney este, din păcate, una din victimele lăcomiei și showbizului din America. Și nu cred că o să-și mai revină. Am văzut că a avut, în anii trecuți, a avut tot niște tentative din astea de a se relansa, de a reieși, dar nu e. Se vede că nu mai are, nu e la curent cu ce se întâmplă în ziua de astăzi. Adică de la același machiaj pe care îl avea în anii 2000, la, nu știu, felul în care se îmbracă, se vede că nici măcar la nivelul ăsta nu s-a updatat, să spunem, la zilele noastre. Nu cred că mai are șanse să revină, adică decât dacă se reinventează total, ceea ce mi se pare foarte greu în condițiile ei, și să refacă. Dar oricum nu ar avea nevoie, adică nu mai are nevoie de carieră. Dacă este până pe încasările ei, cum acum este, chiar nu mai are nevoie să revină în showbiz și poate cel mai bine pentru ea și pentru mintea ei este să nu mai revină. Mai avem 2 cărți și gata. Avem Arta războiului de Sun Tzu. Asta e o carte de care eram foarte curioasă odată, pentru că știți, v-am zis că începe să mă fascineze din ce în ce mai tare filozofia orientală, dar este o carte care este adusă în discuție de masculii ăștia feroce din comunitatea Red Pill, dacă știți despre ce e vorba. Și având în vedere că este un curent foarte agresiv, mai ales în online, ăsta, vreau să citesc și eu ce citesc ei, ca să văd cum le-a bușit mintea lucrurile alea, dacă știți despre ce e vorba, dacă nu, mai bine. Așa, da, este o carte interesantă care în sine a stat la baza multor altor cărți cu filozofii, să spunem, despre război, că despre război vorbește, dar lucruri pe care le poți extrage de aici și să le readaptezi la viața contemporană. Despre cum să nu-ți subestimezi inamicul, despre cum să duci un război, despre când e bine să intri în război. Și toate lucrurile astea le poți transfera nu neapărat la război fizic, ci mai degrabă la negocieri sau la felul în care te comporți cu oamenii care sunt importanți pentru tine în diverse puncte ale vieții tale și așa mai departe. E interesantă carte, adică nu e genul de carte pe care să o citească oricine și nu este genul de carte pe care să o deguste oricine și chiar nu e plăcută. Mie mi s-a părut plictisitoare în mare parte, dar e interesantă, adică abordarea, perspectiva mi s-a părut destul de interesantă și mă bucur că am ajuns la ea, mi-am făcut, după cum vedeți, și niște notițe și da, e bine totuși că am parcurs-o. Nu o pun la... Așa, îi am dat 3 stele astea. Bun. Apoi, o carte care a fost la clubul de pe membership și vă mulțumesc dacă ați ajuns în membership, dacă nu aveți link mai jos să vă înscrieți, avem și acolo un book club și am un clip pe care îl pun săptămâna asta despre cartea asta, promit. Regula de 5 secunde este prima carte de la book club-ul nostru, de la 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 Land Book Club. Regula de 5 secunde de Mel Robbins. Este o carte foarte interesantă care spune despre regula asta de 5 secunde, cum să-ți
cum să îți păcălești creierul, să nu te mai mențină în acea stare, nu știu, în care ai rămas. De exemplu, știți cum noi tot amânăm, procrastinăm, că mai nou a intrat și cuvântul ăsta în română, cum noi tot procrastinăm. Și regula asta de 5 secunde te ajută să rupi tiparul ăsta. Sau când n-ai chef să faci ceva, știi că trebuie să faci ceva, ai un deadline, ai un task, ai ceva. Regula asta de 5 secunde vine și te rupe din tiparul ăla și te poți apuca. Îți explică regula de 5 secunde și foarte interesantă și pe lângă asta îți explică și de ce funcționează, cum există între momentul în care tu ai, te-ai gândit să faci o anumită acțiune, să spunem, de exemplu, eu m-am gândit acum că vreau să filmez, da? Dar mi-e lene. E, între momentul în care eu m-am gândit că trebuie și vreau să filmez și momentul în care am constatat că mi-e lene și hai mai bine amân, există un gap foarte scurt. Pentru unii oameni e de 5 secunde, pentru unii de 3 secunde, pentru unii de 2, depinde cât de repede îți funcționează mintea și depinde și de tiparul ăla pe care vrei să-l rupi, cât este de puternic instalat în tine. Și regula asta de 5 secunde te ajută să profiți de gap-ul ăla dintre cele două senzații, știți, dintre ideea sau gândul că trebuie să acționezi și ideea că ți-e lene. Te ajută să profiți de gap-ul ăla astfel încât să te pui în mișcare. Și foarte interesant perspectiva asta. Pe lângă asta se discută despre procrastinare, se discută despre despre curaj, despre traume, despre multe, multe lucruri. Cu multe din lucrurile pe care noi le considerăm ca fiind, nu știu, importante sau le considerăm ca fiind esența noastră vin din traume. E foarte interesant subiectul ăsta. Vorbește despre frică. Iarăși, mie mi se pare că este o carte foarte utilă și te ajută mult, mai ales dacă ești genul de om care este bântuit de tot felul de obiceiuri, chiar și obiceiuri nesănătoase, că sunt foarte multe exemple. Partea frumoasă la cartea asta este că vine și cu exemple de oameni, cu mesaje de la oameni care povestesc că, băi, uite, regula asta de 5 secunde m-a ajutat să nu mai mănânc atât de mult. De ce? Pentru că nu mă puteam opri din mâncat și în loc să mă mai pun la mâncat, am numărat până de la 5 la 1, că asta e ideea, să numeri în ordine descrescătoare, am numărat de la 5 la 1 și am închis frigiderul. Da? Pentru că nu mă puteam opri din mâncat. Sau m-am ridicat de la masă și n-am mai mâncat. Sau m-am apucat de sport. Știți, dimineața, în loc să stau să apăs iară pe snooze, am numărat de la 5 la 1 și când am ajuns la 1, băi, m-am apucat de să mă îmbrac, să mă duc să fac sport. Da? Deci, e ideea asta de a profita de acel gap mental pe care îl ai între cele două idei, astfel încât să te pui în mișcare și încât lucrul ăsta să fie benefic pentru tine. Și îți explică cum să folosești mecanismul ăsta în favoarea ta și cum să devină ceva normal și obișnuit pentru tine. Bun. Da, mi-a plăcut foarte tare cartea. Ăsta, cred că una din puținele cărți de self-help care i-am dat 5 stele pentru că o văd utilă. O văd foarte utilă și interesantă. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat. Spuneți-mi ce ați citit voi în ianuarie, cum a fost luna ianuarie pentru voi, ce aveți de gând să citiți în continuare. Eu vă țin la curent cu ce citesc pe Instagram cu precădere. Vă pup, vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat și ne vedem în următorul clip. Ciao!